Accidentul s-a petrecut aseară în municipiul Călăraș, implicate fiind un microbuz și un autoturism. Potrivit polițiștilor care au făcut cercetări la fața locului, se pare că șoferul microbuzului a fost cel care a intrat în intersecție și nu a acordat prioritate de trecere autoturismului. În urma impactului, cele două autovehicule au fost avariate, iar o persoană a fost rănită. În microbuz se aflau 20 de persoane, suporterea echipei de handbal CSM Focșani. Din fericire, niciun pasager nu a fost lovit. Șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii fac în continuare cercetări pentru a stabili cum s-a petrecut incidentul rutier.